fraților! Vreau să vă întreb ceva. Vouă vă este frică de cineva? Cum să vă fie frică când suntem atât de mulți, fraților? Cum să vă fie frică când armata este cu noi? Când poliția este cu noi? Când toți cetățenii demni și curajoși ai Republicii Moldova sunt cu noi? În schimb, să știți, fraților, că sunt câteva sute de oameni în această țară care trăiesc în aceste zile o frică extraordinară. Știți care este cel mai mare succes al primei noastre săptămâni de oraș al demnității? Faptul că între criminalii de la guvernare au apărut primele disensiuni. În timp ce unii criminali spun că nici într-un caz anticipate, cel mai mare criminal al acestei țări, Plahotniuc, spune că nu se teme de anticipate. Dar noi știm foarte bine că atunci când Plahotniuc spune ceva, înseamnă că adevărul este cu totul altul. Plahotniuc, criminalule, dacă nu ți este frică de anticipate, dacă nu ți este frică de popor, vină, criminalule, aici! Vină în fața poporului! Vină să te vadă cetățenii! Iar apoi, împreună îl trimitem la pușcărie și amintim un slogan foarte îndrăgit aici, pe care îl știu și copiii. Plahotniuc, nu uita, pușcărie-i casa ta! 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 Să nu uita! Și de al doilea criminal al acestei țări, Vladimir Filat, care a devenit o sculă umilă a lui Plahotniuc. Vladimir Filat, care se ascunde în ultimele săptămâni de ochii oamenilor, care nu mai apare în fața noastră. Filat, la pușcărie! 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 Și fraților, să știți că aceste lucruri nu vor rămâne doar la nivel de slogan. Împreună aceste lucruri le vom realiza. Iar după asta, fraților, la guvernare trebuie să vină oameni cu adevărat ai poporului. Iar acești oameni trebuie să vină din rândurile voastre. Nimeni nu are dreptul să confiște acest protest al întregii Republici Moldova. Nimeni nu are dreptul să-și asume roluri de lideri politici. Liderii politici vor apărea din popor. Liderii politici vor apărea din rândurile voastre, ale noastre. Lideri politici care să le fie frică de popor, care să știe ce înseamnă curaj, ce înseamnă demnitate, ce înseamnă adevăr. Noi nu mai putem permite ca încă o dată la putere să ajungă aceiași indivizi sau indivizi la fel ca cei pe care i-am avut până atunci. De asta trebuie să fim puternici cu toții. De asta aici, atunci când vom vedea impostori în fața noastră, trebuie să le spunem jos, trebuie să alegem cei mai demni, cei mai curați oameni pentru a prelua conducerea Republicii Moldova. Dar asta trebuie să o facem cât mai mulți, pentru a fi acești oameni cât mai reprezentativi. Pentru că noi suntem poporul! Noi suntem poporul! Noi suntem poporul!
Noi suntem poporul! Noi suntem poporul! Noi suntem poporul! Noi suntem poporul! Noi suntem poporul! Ei sunt trădătorii! 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 Fraților, să știți că ceea ce am realizat în ultima săptămână este un lucru extraordinar. Doar menținând aceeași presiune pe ei, vom realiza ceea ce dorim cu toții. Dar trebuie în continuare să fim uniți, trebuie să mergem acasă și să dezmințim toate minciunile pe care presa oligarhică a lui Plahotniuc, a lui Filat și chiar și cea a lui Ghimpu încearcă să le inoculeze în rândurile noastre. Doar noi putem fi adevărata presă, cu toții, acolo unde mergeți acasă. Spuneți-le oamenilor ce se întâmplă aici cu adevărat. Spuneți-le oamenilor pentru ce se luptă aici. Îndemnați-i pe oameni să lupte, pentru că doar luptând ne putem lua țara înapoi. Eu vă mulțumesc, fraților! Eu mă mândesc cu voi! Noi vom scrie viitorul aici și trebuie să fiți mândri de voi! Copiii și nepoții voștri vor fi mândri de ceea ce faceți astăzi aici! Fiți puternici! Fiți uniți! Bravo! Bravo! Un singur care s-a genunchiat niciodată!